Ionul, Geacul și Marele Pavoaz, sus! După o pauză de 4 ani, marinarii militari au prezentat exercițiul demonstrativ pe scena maritimă din fața comandamentului flotei. Publicul de pe mal a putut vedea cum este respins un atac al aviației inamice, cum este căutat un submarin inamic sau cum este manevrat elicopterul Puma Naval la bordul unei fregate. Suntem aproape cu toți, suntem apropiați de marinari. Ați mai fost vreodată? Nu, e prima oară. Am venit să vedem militarii noștri, copiii noștri, cât de frumoasă este festivitatea de Ziua Marinei. Nava Școală Mircea, ambasadorul onorific al României în apele internaționale, a defilat cu cadeții de la Academia Navală Mircea cel Bătrân. Iar de la bordul unei nave de coastă, corul Madrigal a dedicat valurile Dunării tuturor celor care străbat marea în slujba țării noastre. În fața militarilor, președintele Klaus Iohannis și premierul Marcel Ciolacu au anunțat că România va sprijini Ucraina atât timp cât va fi necesar și că țara noastră va continua să aloce mai mulți bani de la buget pentru apărare. România va continua să susțină Ucraina cât va fi necesar. Vom participa la instruirea militarilor ucrainieni în cadrul misiunii de asistență militară a Uniunii Europene și vom găzdui viitorul hub regional de antrenament pentru piloții de pe aeronavele F-16. Alocarea bugetară pentru apărare a crescut din acest an la 2,5% din PIB. Vă asigur că vom menține acest nivel și în anii următori. Ministrul Apărării a anunțat că programul de înzestrare a marinei cu corvete multifuncționale nu va fi abandonat. Anunțul vine la câteva zile după ce România a anulat procedura de achiziție a 4 astfel de nave. Regret faptul că programul de înzestrare cu corvete multirol nu a putut fi finalizat, însă cu siguranță acest proiect nu va fi abandonat și își va găsi o formă de concretizare în viitor. Marina militară are cea mai slabă dotare din armata română.